Salutare, prieteni și abonați! Revenim cu un nou episod pe canal, unde vom deschide pachetele la Blank Prime Moments. Exact acum îl terminăm. Avem 9 pachete de deschis, după cum știți. Am stat ca să vedeți și când apare frumos pe ecran. Uitați-l. Să vă zic ceva, m-a dus 600 de cam m-a dus să-l fac. De fapt, nu, 275, 615 cam a dus mai exact, fără să deschid niciun pachet până acum. Haideți să vedem dacă avem norocul să ne mai pice și din pachete ceva. Eu zic că arată super bine, mai ales că are și agility și balance. Are 95 la def, 89 la fizic, un pace de 80. O să-i pun, cred că o să-i pun shadow. Să-i mai crească pace-ul și mai bine. Confirm items. Haideți să deschidem împreună pachetele. Să vedem dacă se leagă ceva. Avem Silver Player Spec. Ăsta e... ne-i ca nimeni, cum ar veni. Îi dăm skip, îi băgăm în club sau la transfer list. Îi băgăm în club. Gold Player Spec. Hai să vedem. Este rar. LB Delf de 80. Ce avem pe aici? Asta e duplicate, îl urcăm sus. Restul îi băgăm în club. Nu vreau să țin mult. Avem așa. Rar Electrum Prespect, 2 rare Electrum Omega Pack, Jumbo Rar Prespect, Rar Prespect, Jumbo Premium Gold Prime, Gold Prespect. Hai să vedem Jumbo Premium Gold Prespect. Bă, dacă avem un knockout, sunt extraordinar de mulțumit. Din toate pachetele astea. German LM Nabri de 82, nu știu dacă e rar sau non-rar. Bun, avem două duplicate items. Le urcăm sus pentru transfer list, restul în club. Prime Gold Player Spec. Ia. Haideți să vedem Mega Pack-ul, că mie la Mega Pack nu-mi dă nimic. Să scap de el. Ia, bă, care bordură. Spaniol, CM-ul, de la Monaco. Ses Fabregas de 84, decent. Decent, poate mai dă unul de 83 pe lângă el. Oh, avem și 4 squad fines. STKF camera, bun, cam CM. Le băgăm în club. Mai avem 5 pachete. O luăm cu Prime Gold pe respectul ăsta. Avem primul walkout, dragilor. E portocaliu. A, e slăbuț dacă e portocaliu. Bernardo Silva de la Manchester City. 82, poate ne mai dă ceva, să văd ce preț are, că sunt curios. Bernardo Silva, nu putea să fie Football Day? Bernardo Silva pune la transfer, Plugani la fel, restul îi punem în club. Este 79 de K, e bun. Și hai să luăm Rare Electrum pe respect. Deci am prins un knockout. Avem încă un knockout. Hai, mă, ceva bun. Francez? CB, cine? Umtiti. E bun. 87. Cred că e ceva. 30.000 cred că e, a? 34.000. Cu 78 avem 120 de cap până acum. Și mai avem surprize. Iar mi-a dat și pe Maxim, ăștia îi băgăm în club. Mai avem încă o rară Electrum pe respect, deja avem două walkout-uri. Nu prea mai am speranțe, sincer să fiu. Am avut back-to-back walkout. Cork, 79 rating. Îi băgăm în club, după aia o să mă ce pun la vânzare și ce nu.
Mai avem Jumbo Rappelli Specchio la de 100 de K și asta e de 45 sau 55, nu mai știu exact. Poate avem Ocau și aici. Nu e Ocau, măcar nu e nici bordură, cred. Da, era prea subțire. Bă, ce pec bun era asta. De, ne-a picat două Ocauturi, am luat 120 de K din ele. Cât să mai ne și dea. Ăștia-i pune la QXL, deoarece n-am ce să fac cu ei. Mai avem un singur pachet. Jumbo Rare Players Pack de 100 de K. Poate avem și aici un knockout. Poate, poate avem și aici. Knockout! 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 Inform. Olandez, CB. Cine, mă? De la Inter. De Vrij. De 86. Poate mai avem ceva pe lângă. Ia să văd cât este acest De Vrij. Am avut 3 knockout-uri. 39 de K. Bun, avem și un Cuadrado, 2 jucători de 80, 3 jucători de 83. Rafinha îl băgăm și pe el, îl băgăm și Fegea ăsta. Poate mai avem un duplicate și ceva, eu știu. Niang. Ce mai avem pe aici? Cam toți o să-i pun la QXL. Mai au 10.000 și de aici. Bun. Bun. 39. Bun. Confirm items. Deci am avut 3 knockout-uri, fraților, și 3 jucători buni, Bernardo Silva, Umtiti, De Vrij, Cuadrado, Cesc Fabregas, Keita, 3 jucători de bun. Sunt aici, sunt vreo 79, 105, 170 de K, cu ce am mai vândut, cred că m-am dus la 200 de K, exact am banii ca să-mi iau pe De Gea de 93, să-mi completez formația, după cum o știți. Va intra acolo, l-am luat pe Aurier în locul lui Arnold, pentru că are jumping mult mai mare și e mult mai ieftin. Dar unde... mă și speriasem, Doamne ferești. Și aici va intra De Gea de 93, imediat îl voi pune la vânzare și îl voi cumpăra. Vă salut pe toți prieteni, dați și voi un like la acest video. Nu uitați, am făcut 24 de win la Weekend League, suntem divizia 1, o să facem rank 1. Plus victoria cu Phil FIFA, plus victoria cu 136 lume. Ne-am ținut bine și cu locul 4 în lume. Ne-a bătut 2 după ce am condus 1-0. Am mai bătut un YouTuber spaniol, un spaniol de pe Twitch. Eu zic că rezultatele mele sunt din ce în ce mai bune. Da și voi dacă apreciați munca mea. Plus că o să apară din ce în ce mai multe rezumate cu fiecare Weekend League. Vă salut pe toți. Să aveți o zi cât mai frumoasă. Ciao!